Următorul invitat, Ramona Roșu, fiziokinetoterapeut, educator prenatal și dula, ne va vorbi despre îngrijirea bebelușului în primul an de viață. În primul rând, felicitări! Sunteți într-o perioadă absolut unică și fascinantă. Eu sunt Ramona Roșu, sunt fiziokinetoterapeut și educator prenatal la MAS și consultant în lactație și dula, însoțesc și mămicii în timpul travaliului și la naștere. Acum avem o temă foarte largă așa și vastă, adică în mod normal vorbim și practicăm la noi, la centru pronatalitate, 6 ore pe tema îngrijirea nou-născutului în primele luni, da, păi în primul an. Și atunci eu un pic am, o să încerc să fiu cât mai concretă și o să mă bazez pe unele întrebări ale uneia dintre clientele noastre de ieri de la gimnastică prenatală și mi-a spus ceva, domnule, frica mea este asta cu colicii, cu ce o să se întâmple. Faza bună este că am observat de-a lungul anilor, din 2005 m-am specializat pe partea prenatală și postnatală. Faza bună este că există și foarte multe situații în care copiii sunt liniștiți, sunt comunicativi și zâmbitori încă din primele momente după naștere, atâta vreme cât, bineînțeles, părinții sunt destul suficient de relaxați și încrezători în propriile forțe. Adică se transmite. Dacă părinții au trac, să spunem așa, atunci copilul are trac și devine neliniștit. Dar să vedem ce, în primul rând, cum arată nou-născutul. Poate ne povestește o mămică, văd aici o mică plimbăreață, normal, care sunt așteptările voastre despre ce urmează. Aș vrea, de fapt, mai întâi să ridicați mâna, să mă fac așa o idee, câte dintre noastre sunteți însărcinate în momentul ăsta? Da, preponderent, ok. Ok, sper să fie destul de captivant și pentru mămicile care sunt prezente acum. Nou-născutul, ca imagine, de obicei avem imagini din filme și de pe internet și s-ar putea că să nu fie tocmai în concordanță cu realitatea, cu prima realitate. Da? Cunosc foarte multe mămici care au exprimat inițial la naștere, oh, e cam, nu e așa drăguț copilul meu, pentru că de fapt avea o imagine cumva artificială și ar fi indicat, dacă puteți și dacă aveți prieteni cu bebeluși printre voi, pe lângă voi, să-i vizitați și să interacționați cât mai mult înainte, ca să observați și mai toate aspectele unui copil. Și avem așa, abilitățile bebelușului la naștere. Este foarte interesant că omul se naște cu tot ce-i trebuie. Oamenii vin, se nasc pe lumea aceasta compleți. Și inițial, pentru supraviețuire, copilul, nou-născutul, are reflexe astfel încât să-și reflexe de reflexul de a respira, de a-și menține tensiunea arterială și ritmul cardiac în limite normale. Asta dinainte de naștere, cu ritmul cardiac în limite normale. Are reflexe și comportamente automate, fără să le gândească, da? Care foarte importante, care îl ajută să trăiască în afara mediului intrauterin. Are reflexul de prehensiune, de prindere, de cățărare și o să vedem imediat și un filmuleț în care nou-născutul găsește sânul. Cred că putem, e un moment bun să punem acum filmulețul, dacă se poate, pe full screen. Și acest nou-născut este chiar bebeluș, este chiar proaspăt născut, are vernix în urechiușă, încă. Și pe căpșor și pe braț, aici, în partea aceasta, pe umăr. Și este foarte important că nu a fost șters.
Vernixul este o stradă de grăsimuță în care este deasupra, îl înconjoară pe copil, pe piele, care îl protejează la interacțiunea cu noul mediu. Și singur, prin reflexele lui tonice primare, inițiale, găsește sânul. Nu l-a învățat nimeni să facă asta și aceste imagini nu pot fi regizate sau contrafăcute. Și se mai odihnește din când în când și iar mai caută și mai continuă. Până când? Fără ajutorul niciunei asistente din jur. Aici e mai... Low light level este important și pentru copil, ca noul mediu imediat să nu fie foarte luminos, să nu fie în mare discrepanță cu cel, cu mediul intrauterin. Aici nu se mai vede mare lucru. Și ia puțin timp, este nevoie de răbdare, este nevoie de consecvență și să nu-l întrerupem din mișcările efectuate. Da? Că se mai odihnește din când în când, este destul de solicitant. Însă după câteva secunde de odihnă, din nou o să înceapă să caute sânul mamei, se ghidează după miros. Mirosul este unul dintre cele mai dezvoltate simțuri ale omului, încă de la început. Dacă vederea este ușor în perfecționare, mirosul este activ. Da? Și bebelușul din imagine poartă o căciuliță pentru a preveni hipotermia, să nu piardă foarte multă căldură la început. La nivelul capului se pierde cam 40% din căldură la om. Și îl lasă și îi dă credit că poate, fără nicio tehnologie. Și pe lângă sânul mamei e foarte important că bebelușii caută privirea mamei. Și găsirea privirei ochilor mamei. Și se odihnește un pic. Și miroase și linge mai întâi sânul și se oprește un pic. Și asta nu înseamnă că nu știe să sugă. Nu, știe. Exact. Acesta este proces fiziologic normal și exact. A prins mamelonul optim, mult, bine și a început să mănânce. Din săptămâna 14 de sarcină începe producția de colostru. Felicitări, aveți colostru, cel puțin, da, în sarcină. E ok, s-a terminat, mulțumesc. Și am ales acest filmuleț. Putem să ne întoarcem la prezentare. Pentru a evidenția faptul că bebelușii sunt au toate instinctele necesare astfel încât să se descurce pentru supraviețuire și pentru a continua creșterea pe această lume frumoasă, doar că nu se poate întreține singur. Și aici începe tema de astăzi. Și atunci are nevoie de părinți, de părinți atât de minunați care se informează și vor să facă totul cât mai bine, care să, ce să facă pentru copil? Care sunt nevoile copilului? Oare? Abilitățile, văz, controlul stărilor. Adică, înainte de a ajunge la nevoile copilului, este important să știți faptul că își controlează stările și copiii au abilitatea de a recepționa realitatea și de a se detașa de ea. Adică, în momentul în care este prea mult, când deja este prea solicitant pentru cât poate cuprinde într-o ființă atât de mică, copilul se refugiază în interior, închide ochii, adoarme eventual sau doar rămâne într-o stare de semi-adormire și în acest mecanism este încă de la început foarte prezent.
știu să se și protejeze, adică nu e nicio problemă. E, și întorcându-ne la nevoile copilului, în primul rând avem nevoie de hold me, feed me, love me. Asta este o sintagma noastră de la Centrul Pronatalita. Au nevoie de hrană, au nevoie de securizare, au nevoie de dragoste și sunt nevoi de bază, inclusiv dragostea, recunoașterea și acceptarea sunt nevoi de bază ca și foamea și ca și setea, ca și senzații normale întâlnite, acum recunoscute. Adică foarte mult timp în parenting și în pediatrie și în creșterea copilului au fost anumite reticențe. Nu-l lua prea mult în brațe, nici chiar așa, lasă-l să plângă, dar de fapt copilul prin plâns comunică. Și comunică o stare, o nevoie pe care părintele, preponderent mama la început, dar și tatăl, trebuie să îl ajute să -și îndeplinească, da? Și avem pe aceeași linie de importanță, avem foame, sete, confort termic, corp curat, da, ca să fie un om sănătos, siguranță, protejarea de prădători. Prădătorii pot fi multipli, sunete puternice, lumină puternică, persoane care se apropie prea brusc, poate ați observat copii care reacționează cu plâns, chiar și copii mai mari, atunci când o persoană binevoitoare și care cu o viteză mare pentru copil se apropie și eventual îl ating și așa, ați observat asemenea reacție? Oh, nu-i place de cutărică. Nu, viteza cu care s-a apropiat a fost prea mare și atunci copilul l-a interceptat acea persoană ca pe un potențial prădător, ce vrea să-mi facă. Da? Și mirosurile artificiale. Iar, atenție, eventual să le comunicați rudelor care vor veni în vizită și bunicelor și mătușilor care au un rol important și e bine să le primiți, să le avertizați, să nu se parfumeze, să fie cât mai discrete, să fie în timp scurt, în perioade scurte de interacțiune cu bebelușul, astfel încât să nu-i atace bebelușului, să zicem așa, senzația de siguranță. Și dragoste, recunoaștere și acceptare. Și aici e întrebarea. Cum vă exprimați dragostea în general? Față de partener. Avem un cuplu în față aici, două cupluri. Ne spuneți? Vă îmbrățișați? Vă atingeți? Da? Exact. Acesta este cel mai primul limbaj de iubire pe care îl puteți folosi cu cea mai mare încredere și pentru propriul copil, alături de toate celelalte abilități. Pentru că am adus și un bebeluș de artificial, ca să-l băgăm și pe el în seamă, să zicem așa, ca să nu-l fi adus degeaba. Ar fi important și o să vă-l dau să vă jucați un pic cu el. Aș vrea să exersați susținerea în brațe a copilului. Am prea multe obiecte în mână. Da? În primul rând, aș vrea să încercați să-l țineți în brațe și să-i susțineți căpșorul, că mușchii gâtului încă nu au fost exersați din timpul vieții intrauterine. Încercați să-l îmbrățișați și să, eventual, de exemplu, să încercați să-l așezați sus pe umăr și să-l masați pe spate în dezvoltarea abilității de a favoriza eliberarea gazelor din abdomen, proces care s-ar putea să vă prindă bine după nașterea copilului. Eu nu recomand să batem copilul pe spate, pentru că mie una nu mi-ar plăcea să mă bată cineva pe spate după ce mănânc. Da? Ok, sunt toate felul de metode și variante și păreri care spun da, dar e eficient, scoate gazul. Ei, aceeași eficiență o are și masarea blândă a bebelușului pe spate, plus că, de fapt, interacțiunea directă a abdomenului copilului cu planul de susținere cu umărul părintelui e, de fapt, o compresă caldă și un plan un pic mai dur care să îi favorizeze eliberarea gazelor pe o parte sau pe cealaltă parte. Și în felul acesta îl ajutăm să-și creeze un confort digestiv. Avem totici, nu? Vreți să vă jucați? Susțineți căpșorul? Da? Așa.
Și ambele mâini deasupra. Și după ce vă imaginați că a scos gazele, puteți să-l dați mai departe dacă vor și vecinii de scaun să se joace un pic. Ideea este ca înainte de a naște, la orice curs mergeți de puericultură, să încercați să vă puneți în postură, în ipostaza de a avea grijă de altcineva, de un bebeluș acum. Da? Văzând la altcineva, în momentul în care da, corpul are o anumită memorie, vă imaginați, vă puneți, e o realizare, chiar o să devin mamă, tată, chiar se întâmplă, tantana, stai să vezi. Da? E un proces de conștientizare prin practică. Așa, că am scăpat de bebeluș. Să mergem mai departe. Acest element de a scoate gazele are o valoare în favorizarea, în prevenirea și tratarea, să spunem așa, a colicilor abdominale, a crampelor abdominale, cu toate că teoriile explicative a acestor fenomene, da, acestor colici sunt multiple și cunosc copii, foarte mulți copii care nu au experimentat acești colici, deci se poate. O să vedem exact cum putem să facem să le prevenim. Înainte de această alăptare, vă doriți să alăptați? Da? Cam tot așa folosim mânuța sus. Cine vrea să alăpteze? Felicitări! Cine alăptează acum? Ok, felicitări! Excelent! Aveți ocazia acum să vorbiți, să luați la cald anumite impresii. Alăptarea împlinește nevoile de foame, sete, atenție și de sete, mai ales vara, dacă este mai cald, atunci setea s-ar putea să apară mai des și alăptarea, nevoia de a alăpta un pic mai des, pentru că laptele matern satisface și setea. Și încă o nevoie de dragoste, da? Prin alăptare copilul este ținut aproape de mamă și în felul acesta se face un transfer de dragoste, securizare și imunitate. Imunitate datorită faptului că laptele matern este singurul produs, să spunem așa, care conține anticorpi și care ajută, susține imunitar bebelușul și este iar de asemenea, pe lângă anticorpi, conține și proteină umană specifică omului și singura perioadă din viața omului, a bebelușului, a omului, în care mănâncă proteină umană, că nu mai suntem canibali pe nicăieri în lumea asta. Și apoi, avem nevoie de igienă corporală și asta înseamnă băiță. Recomandările pediatrice, cred, doamna doctor, să-mi spuneți dacă este ok, cred că în fiecare zi, măcar în primul an de viață, nu băița generală și pe căpșor? Da? Păi voi cât de des vă spălați? Exact în același mod puteți să aplicați același principiu și pentru bebeluși. Da? Baie zilnică. De-a lungul anilor, la un moment dat, în 2008, am primit foarte multe telefoane de la părinți cu aceeași întrebare. Ce Pampers să mai folosim că nu scăpăm de iritația interfesieră? Și problema era, de fapt, nu neapărat produsul de unică folosință, scutecul de unică folosință, cât șervețelul umed. Și atunci, măcar atunci când o să fiți acasă și nu sunteți în călătorii, eu știu, în parc, oriunde, încercați să folosiți apa simplă la chiuvetă. Așa cum vedeți în imaginea aceea, a susținut bebelușul pe antebraț în față și vă recomand exact aceeași poziție și la băiță. Datorită faptului că foarte mulți copii plâng atunci când li se fac băițele zilnice, pentru că sunt introduși în cădiță cu spatele, pe spate. Hai să-ți fac băiță, e drăguț, e bine, hai că-ți place, hai că-ți place, dar mergând, ducând copilul pe spate undeva unde nu vede, este în lipsă totală de control și devine speriat, anxios. Încercați să începeți băița prin acea poziționare, cum este în imagine, și prezentați, uite, acolo o să
te speli, uite apa, o să înțeleagă, văzând unde ajunge, îl băgați în băiță și abia apoi, după ce se aclimatizează și se obișnuiește cu senzația, întoarceți ușor copilul și pe spate, astfel încât să îi spălați și căpșorul și toate componentele. Partea bună la acum că se mai plimbă păpușa și încercați eventual să folosiți și să exersați și acea poziționare pentru spălatul la funduleț. Partea bună este că bebelușul real, copilul, prin reflexele de cățărare și de prehensiune, se ține, se susține cu propriile mânuțe pe antebraț. Deci e un ajutor, un plus. Cum face să nu plângă? Așa v-am spus cu baia. Somnul, o să urmeze colega mea cu somnul detaliat și noi o să sărim peste acest proces, subiect, pentru că o să fie discutat. Și securizarea. Securizarea emoțională poate fi făcută prin îmbrățișare și prin baby wearing ergonomic. Am văzut câteva sisteme aici, recomand purtatul ergonomic, poate fi și o metodă bună de tratare a unor probleme de șold, de bazin, ca formarea mea inițială de fiziokinetoterapeut, de fapt în direcția aceasta am recomandat și am folosit pentru copiii cu care am lucrat. Și la 4 luni, aici la baby wearing ergonomic, aș avea o mențiune care nu prea este vehiculată în medii de pre-postnatal. După 4 luni încercați să puneți copilul în spate, pentru că începe să aibă din ce în ce mai mare nevoia de a vedea în timp real direcția și locurile unde merge. Da? În momentul în care purtăm copilul aici în față, copilul nu vede unde se duce, unde se îndreaptă și de cele mai multe ori, de fapt, copiii își dau capul pe spate, încercă să se întoarcă. O să observați, poate mămicile ne pot împărtăși, care sunt cu bebelușii acum. Am încercat să-i puneți în spate cât mai în jur de 4 luni, când deja se susțin singurei fără nicio problemă și căpșorul se susține de cele mai multe ori, majoritatea copiilor fac asta. Încercați să-i puneți în spate ca să vadă. Și se pot și securiza dacă le este frică de ceva. Plânsul este o cale de comunicare. Este foarte important să înțelegem în felul acesta plânsul și să nu ne speriem neapărat de el. Și de cel mai multe ori răspunsul părinților vis-a-vis de plâns este nu, 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 nu plânge, nu, 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 nu plânge. Dar acesta este un răspuns un pic interesant la un om care spune ceva și spune nu, 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 nu. Dacă vrei să-mi spui tu ceva, nu? Nu, 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 nu-mi spune. Da? Și atunci observăm de ce plânge. Sau o luăm prin eliminare, sau dacă pe lângă plâns sau înainte de a începe să plângă zdravăn, duce și mâinile la guriță și caută și face așa cu gura, înseamnă clar că este foame sau sete. Da? Foame sau sete, avem două elemente cu aceeași rezolvare. Dacă se contorsionează sau își trage genunchii spre burtică, e posibil să aibă un disconfort digestiv și aici. Avem. Încercați să nu le schimbați scutecul prin ridicarea de picioare și de bazin. Este un element foarte important care previne și tratează colicii. Se pare că atunci când ridicăm bebelușii, nu mai am bebeluș acum, de picioare și le ridicăm bazinul, se îngrămădesc intestinele, se stresează zona lombară, de unde ies terminațiunile, rădăcinile nervoase pentru nervii care deservesc activitatea abdominală și zdrang se favorizează colicii. Găsiți altă modalitate. Poate îmi scrieți pe Facebook Pronatalita, dacă ați găsit, modalitatea de a schimba scutecul fără a ridica copilul de picioare și de bazin. Concurs. Vă ofer o ședință de masaj terapeutic la mine. Da, și mă țin de cuvânt. Așa, deci e flămând, suprastimulat, obosit, are un disconfort, are nevoie de tine. De cele mai multe ori, atunci când copilul este luat în brațe și în brațele mamei sau ale tatălui, copilul se liniștește, măcar temporar, un pic. Așa, legat de igienă, igiena urechilor.
medicii oreliști sunt îngroziți de bețișoarele de urechi. Un lucru foarte important, dacă am câteva lucruri pe care vreau să le subliniez, o să trec un pic timpul, cred, trebuie să le spunem. Nu folosiți bețișoare de urechi pentru copii. Dacă intră apă la băiță, așa și este, iese. Faceți un experiment, să intrați voi cu căpșorul în apă la baie, să vă intre apă în urechi și apoi când scoateți căpșorul din apă, vedeți cum se întâmplă fără a face un efort de a scoate apa, că iese. Da? Numai atunci când introducem ceva, împingem conținutul mai mult și mai mult. Da? Și atunci urechea de fapt se curăță singură, eventual, da, la băiță spălăm pavilionul auricular pe exterior și după ureche, unde se mai pot depozita, eu știu, lăptic, scame, una alta și poate fi o sursă de dezvoltare microbiană, dar în interior, în ureche, încercați să nu folosiți niciun instrument. Igiena nasului și a ochilor, doar dacă există secreții abundente. S-a constatat că nasul copilului este precum sânul mamei, dacă este pompat, da? Că îi scoatem mucozitățile nazale cu o pompă, atunci o să producă mai multe mucozități nazale. Nasul se reglează, mucozitățile nazale se reglează prin strănut. Da? E normal și sănătos ca un copil să strănute alături de sughiți, un element pe care o să-l întâlniți și o să-l continue după naștere, este strănutul și asta nu înseamnă că a răcit, nu, doar își reglează mucozitățile nazale și e ok, e în regulă. Desigur, nu ținem copilul în situații extreme de temperatură sau în vânt, dar na. Îngrijirea bontului umbilical. Aici o să intre și neonatologul în funcție și pediatrul. M-aș duce un pic mai departe. Cum stăm cu timpul? Așa, așa, așa. Ok. Există legat de marea temere a majorității părinților legat de colici. Avem remedii, bine, pe lângă faptul că am observat că atunci când părinții nu sunt stresați de colici, colicii tind să nu apară, da, ce ziceam mai devreme. Avem anumite modalități fiziologice normale de bază, de utilizat. Scoaterea aerului după masă, așa cum v-am arătat și ați exersat o parte dintre voi. Schimbarea scutecului fără ridicarea de picioare și bazin și păstrăm legătura pe Facebook. Masaj abdominal în sensul acelor de ceasornic, așa cum vedeți în imaginea din stânga, dreapta sus, așa. Cu partea călduroasă a palmei, atenție, de asemenea, căldura palmei favorizează eliminarea, tranzitul intestinal, eliminarea gazelor și abdomenul se relaxează. Comprese calde, purtatul copilului ergonomic, poziția M a picioarelor, genunchii un pic mai sus față de bazin, la 45 de grade, coapsa îndepărtată, nu foarte îndepărtată, și securizarea emoțională. Masajul bebelușului. Aici este un capitol foarte vast. Dintre beneficii avem că ajută procesul digestiv, așa cum ziceam mai, și mai devreme, favorizează dezvoltarea psihomotoriei și tonusul muscular, adică atunci când masăm un membru sau o mânuță, de exemplu, sau un picioruș, își simte clar extremitățile, că degețelul este până aici, se termină și creează schema mentală, corporală, mult mai ușor și apoi musculatura și articulațiile sunt susținute în dezvoltarea lor fiziologică. Gata. Întrebări? Mulțumesc! Și până la sfârșit poate se întoarce și păpușa. Bună seara, mulțumim pentru prezentare. Voiam să vă întreb referitor la igiena bebelușului, dacă ne recomandați, nu ca marcă, fără reclamă, însă ca ingrediente chimice sau non-chimice pe care ar trebui să le conțină produsele de îngrijire a bebelușului și de asemenea scutecele. Ce ne-ați putea recomanda? Păi, ar fi
ideal pentru copil să interacționeze cu cât mai puține substanțe chimice și puteți să selectați din piață acele produse care conțin cât mai puține ingrediente de genul acetil, propil, hidroxil, fosfil, parabil sau eu știu ce, și cât mai multe extract din ulei de sau extract natural din planta X. Există riscul ca acestea să fie alergene pentru pielea copilului? Fiind produse special create pentru copii, sunt selectate acele ingrediente. Nu, eu nu cred că sunt alergene. Nu. Eu cred în puterea naturală și a felului în care natura ne-a creat și ne-a oferit anumite ingrediente și partea sintetică de laborator este creată de om și atunci poate scârții pe aici colo. Mulțumesc. Și eu. Atât? Mai e în spate o mână ridicată. Trebuie. În spate, pe mijloc. Și cred că e mult de spus și vă recomand să alegeți un curs de puericultură unde puteți să practicați, să puneți mâna pe văpușă și să vă puneți în ipostaza de a și cum, da, adică ce fac, acum cu ce mână iau prosopul. Dar la noi mergem la baie, la chiuvetă și ne punem păpușile și hai să ne, dar cine ia, unde e? Avem un tătic a zis la un moment dat, eu am schimbat bateria de la chiuvetă, de la baie, că mi-am dat seama că nu era suficient de lungă, nu aveam loc. Bună seara. Da, bună seara. Legat de băița copilului, da. Colacul acela în jurul gâtului, când se folosește, e sigur? Da, nu recomand niciun colac în jurul nimănui și în jurul niciunui gât, nici al meu, nici al părinților, nici al copilului. Iar este o invenție, e foarte important ca bebelușul să simtă prezența umană. Da? Mâna părintelui care îl susține și este acolo. Și la vârste mai înaintate, mai, eu știu, la câteva luni, când deja se susține singur, atunci ar putea să înoate singur, fără niciun suport sau cel mult susținut din spate, de ceafă, un pic, așa cu două degete și ei se descurcă. Nu știu, este o invenție destul de actuală, nu avem studii la lung, transgenerațional. O să vedem la un moment dat ce persoanele respective, cum simt apoi, s-ar putea să sensibilizeze un pic zona gâtului. Da? O întrebare mică. Mi-a trecut acum prin cap. Ce facem dacă introducem diversificarea și copilul se neacă cu... O întrebare foarte bună. Am uitat mai devreme, cred că în prezentarea de mai devreme a colegei mele se specifica ceva de sucuri după 6 săptămâni. Recomandările internaționale sunt de alăptare exclusivă, dacă se poate, până la 6 luni. A Organizației Mondiale de Sănătății, cred că a fost luni, de fapt, în loc de săptămâni, da? Eu personal recomand baby-led weaning, autodiversificarea, diversificarea naturală în care copilul ia bucata mare de legumă și o mănâncă. Important este să fie mai lungă decât pumnul lui, astfel încât că din pumn probabil că nu va reuși, dar așa. Cunosc foarte mulți copii care au fost le s-a oferit creditul acesta și au mâncat încă de la început, adică pur și simplu au mestecat fără să fie învățați. Un lucru de făcut, să-i expuneți la informație înainte de 6 luni, să-i luați în bucătărie, într-un scăunel, într-un balansoar, într-o scoică, în ceva, și să le prezentați alimentele, să-i expuneți la procesul de a lua masa împreună. Uite, noi acum luăm masa și se joacă eventual cu legumele și la un moment dat va avea curiozitatea când o să poată să facă gestul acesta, să și guste, inițial ca explorare și apoi ca valoare nutritivă. În momentul în care mușcă dintr-un aliment, mușcă atât cât este suficient să fie în guriță, numai puțin și numai mult. Deja începând să mănânce, să mestece,
se face bolul alimentar, se amestecă cu saliva și atunci începe de fapt digestia în guriță, îi dăm timpul necesar și făcând bolul alimentar, de fapt șansele de inhalare sunt foarte, foarte, foarte reduse. În momentul în care bucata este mică, atunci, da, poate fi mai ușor inhalată. Dacă e suficient de mare, adică atât cât poate mușca un om, e ok. Da, faceți un curs de prim ajutor dacă există temere, da? Atunci când există temere și mi-e teamă, atunci probabil că baby led weaning nu este cea mai bună variantă. Important este ca toată lumea să fie relaxată și fericită. Da? Mulțumesc! Cam atât! Mulțumesc, Ramona!